Bună ziua, stimați agricultori! Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare vine cu o informație foarte importantă, de fapt cu o noutate pentru fermierii din Republica Moldova. Dorim să vă anunțăm că ieri, 7 decembrie 2023, în Parlamentul Republicii Moldova a fost ratificat în două lecturi proiectul de lege ce ține de extinderea proiectului Livada Moldovei. Este un proiect bine cunoscut pentru toți agricultorii și fermierii din Republica Moldova, în special pentru sectoarele vitivinicol și horticol, și vreau să vă mărturisesc că aceste sectoare deja au înregistrat succese remarcabile și un salt spectaculos ce ține de dezvoltarea lor. Iar acest lucru se datorează în primul rând faptului că ei au înțeles că trebuie să fie asociați și doar împreună pot avea succese. O să vă prezint o informație succintă ceea ce ține de proiectul Livada Moldovei și de modificările care au fost operate la contractul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții. Deci contractul Livada Moldovei, contractul de finanțare, a fost semnat în iulie 2014. Suma totală a contractului de finanțare a fost de 120 de milioane de euro. Valoarea totală a proiectelor investiționale a constituit suma de 187 de milioane de euro. Vreau să vă zic că în perioada 2016-2023 au beneficiat de la proiectul Livada Moldovei circa 530 de agenți economici. Din suma totală de 187 de milioane, circa 91 de milioane sunt credite din partea Băncii Europene de Investiții. Vreau să vă zic că investițiile făcute au fost realizate pe mai multe domenii. Dintre cele mai importante vreau să le enumăr cel post-recoltare, deci s-au făcut investiții în infrastructură de post-recoltare. Investiții majore au fost făcute în infrastructura de procesare a producției horticole. La fel, investiții semnificative, după cum am menționat, s-au făcut în vinificație și viticultură, un sector care se dezvoltă foarte bine și noi din 2013 până acum am reușit să scoatem acest sector din anonimat, iar în următoarea perioadă urmează să-l plasăm alături de cele mai de succes țări precum Franța, Italia și Portugalia. Investiții majore prin intermediul proiectului Livada Moldovei s-au făcut în sistemele de protecție și îngrijire a plantațiilor horticole. Aici mă refer la sistemele de irigare, sistemele antigrindină, antiploaie, sistemele de suport moderne pentru producerea strugurilor de masă, precum este cel Pergola și Gable. Prin ratificarea de ieri a proiectului urmărim redresarea structurală a întregului lanț valoric din sectorul agroalimentar. Și prin aceste modificări noi ne propunem să acoperim toate sectoarele din sectorul agroalimentar. Au fost extinse activitățile eligibile pentru zootehnie, este un sector pe care Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare mizează foarte mult, facem investiții majore, deci vom putea, agricultorii vor putea accesa credite pentru creșterea animalilor și procesarea producției de origine animalieră, se vor face investiții în culturile cerealiere. Aici mă refer la producerea culturilor cerealiere și a culturilor tehnice. La fel, punem accent pe dezvoltarea acvaculturii, pe apicultură, turism și, desigur, rămân în continuare eligibile sectoarele horticol și vitivinicol. Au fost operate și alte modificări la contractul de împrumut și aici mă refer la creșterea plafonului de finanțare pentru laboratoare, cercetare, educație și siguranță alimentară. Fapt, deci a fost majorat plafonul de la 10% la 15% din suma totală a împrumutului, iar acest lucru ne va permite să dezvoltăm sectoarele de pepinierit din Republica Moldova,
creând și dezvoltând aici la noi acasă material săditor de valoare biologică înaltă, atât de necesar, atât și pentru liveți, cât și pentru viile noastre. A fost extins termenul de debursare a împrumutului până la data de 27 mai 2025 și la fel a fost extins termenul de raportare finală până la 31 ianuarie 2027. Vreau să vă zic la final că este un într-adevăr o noutate bună pentru agricultorii din Republica Moldova care au nevoie de acest suport ca de aer și vreau să vă mărturisesc că ratificarea amendamentelor menționate de mine mai sus corespunde perfect intereselor Republicii Moldova de a realiza cu succes Strategia Națională de Dezvoltare Agricolă și Rurală 2023-2030, Strategia de Siguranță Alimentară 2023-2030 și vreau să vă zic că se pliază perfect cu programul de activitate a Guvernului Moldova Prosperă, Sigură și Europeană. Eu vă mulțumesc și vă îndemnăm să accesați acest împrumut și la final vreau să-l rog pe domnul Iurie Brumărel, director al Unității de Implementare a Proiectului Livada Moldovei, să ne povestească mai multe despre proiect, eligibilitate, oportunități, etc., etc. Vă rog, domnul Iurie. Mulțumesc, domnul ministru. Dragi agricultori, ne bucurăm și noi împreună cu dumneavoastră, fiindcă în sfârșit solicitările dumneavoastră care au fost înaintate pe parcursul anilor de a extinde area de eligibilitate a proiectelor investiționale finanțate prin intermediul proiectului Livada Moldovei, resursele financiare care sunt oferite de Banca Europeană de Investiții, au fost extinse și deci noi proiectul Livada Moldovei, deci vă încurajăm să veniți să depuneți cererile de finanțare începând cu probabil 1 ianuarie 2024. Mai avem careva proceduri, deci săptămâna aceasta sperăm și suntem siguri că doamna președinte va promulga legea ratificată ieri. Urmează să fie publicat în monitorul oficial, probabil va fi această săptămână și săptămâna viitoare promulgarea legii. După aceasta, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene urmează să informeze finanțatorul că toate procedurile au fost trecute și respectate și noi din 1 ianuarie vă așteptăm deci, pentru depunerea cererilor de finanțare la acest proiect. Vreau careva detalii să vin, fiindcă inițial proiectul Livada Moldovei a început activitatea pentru a susține sectorul de fructe din Republica Moldova ca urmare a embargoului din 2014. Mulțumim Guvernului că a reacționat Ministerul Agriculturii, deci foarte prompt și acum la aceste necesități care sectorul deci, le-a descris și le-a înaintat pentru a extinde eligibilitățile eligibile și aici mă refer la sectorul producerii de cereale, sectorul producerii zootehnic, mă refer la acvacultură, mă refer la sectorul de albinărit, deci pentru albinărit. Vorbim aici despre turism rural. Toate aceste sectoare acum sunt eligibile pentru a fi finanțate din proiectul Livada Moldovei. Împreună cu sectoarele care rămân tradiționale eligibile, și mă refer aici la viticultura și vinificație, mă refer la horticultură, aici vorbim și despre legumicultură, vorbim și despre pomicultură care rămân eligibile în cadrul proiectului. Resursele sunt limitate, deci vorbim despre aproximativ 500 de milioane de lei din fonduri care sunt oferite de Banca Europeană de Investiții și ne planificăm adițional la cele 530 de proiecte investiționale care le avem astăzi în portofoliu. Noi inițial când am lansat acest proiect ne-am propus să avem
500 de proiecte investiționale finanțate. La moment avem 530, cred că încă vreo 100 vor fi finanțate în următoarea perioadă, inclusiv proiecte din sectorul zootehnic și a creșterii cerealilor. Ne dorim foarte mult împreună cu Guvernul, cu Ministerul Agriculturii, ca să valoarea adăugată a acestor sectoare să rămână în țară și ne dorim foarte mult ca acele cereale, deci care sunt produse și în unele momente, în unii ani, deci nu au preț, deci nu pot fi exportate la prețuri bune, deci aceste cereale să fie transformate în nutriețuri pentru întreprinderile care cresc animale și să rămână valoarea adăugată aici în țară prin producerea de carne, lapte, brânzeturi și alte produse. Ne dorim foarte mult ca în cadrul proiectului să excludem inclusiv acei producători care produc produse de patiserie cu brânzeturi artificiale. Noi vrem să substituim și moldovenii să mănânce produse naturale, cu produse crescute la noi în Republică, cu produse care am putea și noi contribui împreună cu Ministerul ca promotor, împreună cu Guvernul și cu Banca Europeană de Investiții în redresarea sectorului zootehnic, care este un sector prioritar și foarte important. Toată lumea știe că noi peste 70% din produsele din sectorul producerii de cărnuri, lapte, brânzeturi sunt importate. Noi ar fi bine și dorim, spunem umărul, să revenim ca producători importanți de aceste produse. De aceea, resursele sunt limitate, vă rugăm deci, să depuneți cererile pentru finanțări pentru aceste sectoare, începând cu, fiindcă va fi primul venit, primul servit, noi vom face tot ce ne stă în putere ca aceste dosare să fie repede examinate și finanțate. Sperăm că tot din luna ianuarie, început de ianuarie, să avem deja finanțarea deblocată, putem depune împreună cu Ministerul Finanțelor cererea de debursare a următoarei tranșe și proiectul, când este aprobat, imediat a două zi, să fie și plătit. Ne dorim împreună să avem ca și la celelalte sectoare beneficiari activi, beneficiari care își doresc să dezvolte afacerile în sectorul vitivinicol, horticol, zootehnic și restul care le-am menționat la noi acasă și vrem ca valoarea adăugată a agriculturii să rămână în țară. Deci să începem să producem mai multe produse de patiserie cu produse autohtone, veritabile, gustoase și să substituim această producere și să limităm la zero folosirea deci, produselor necalitative. Plafonul minim rămâne același de 5.000 de euro per beneficiar, plafonul maxim e de 5 milioane de euro per beneficiar. Perioada de grație este 10 ani, deci perioada de grație 4 ani, perioada maximă de împrumut este de 10 ani. Vorbim despre toate facilitățile fiscale sunt acordate la importul de bunuri și inclusiv și la oferirea serviciilor pe teritoriul Republicii. Se aplică facilitățile fiscale la toate aceste operațiuni. Rata este una prea stabilită, dar flotantă, în dependență de rata Euribor, care este pe piața internațională, deci vor fi calculate și cele rate finale. Vă mulțumim mult, vă așteptăm la Calea Basarabiei 18, etaj 2, pentru a continua deci, pregătirea acestor propuneri de proiecte. Vroiam să menționez și, precum am menționat și domnul Digolean, plafonul pentru instituțiile de cercetări, instituțiile științifice, pentru domeniul de pregătire a specialiștilor în agricultură,
Pentru aceste instituții, siguranța alimentelor și laboratoare, deci a crescut de la 10 la 15. Îndemnăm și instituțiile de învățământ și aceste instituții de cercetări științifice să pregătească un concept precum am agreat anterior de 5-7 pagini și cu acest concept să vină la promotorul nostru, la Ministerul Agriculturii, să prezinte aceste concepte și împreună cu Ministerul Agriculturii să decide prioritățile lor pentru următorii ani, în așa fel ca să ne încadrăm în cadrul legal și în strategia de dezvoltare a agriculturii pentru următorii ani și inclusiv în strategia de reorganizare și reformare acestor instituții, ca să fim perfect și alături de necesitățile acestor instituții. După aprobarea propunerilor cu care instituțiile de învățământ vor veni și vor promova la minister, ne obligăm împreună cu aceste instituții să definitivăm planurile de afaceri, să definitivăm toate procedurile și respectiv să începem finanțarea propriu-zisă lor. Cam asta e ce am vrut să menționez. Da, domnul Iurie, mersi mult și vă felicit cu această realizare. O să vă așteaptă o perioadă interesantă pentru dumneavoastră și pentru echipa dumneavoastră. Eu încă o dată vreau să menționez că cu siguranță sectorul agricol, agricultura din Republica Moldova este ramura strategică și aici nu mă refer la doar la aportul în produsul intern brut, aici mă refer la cele 30% de persoane care activează în acest domeniu. Este o perioadă interesantă, proiectul se dezvoltă, dezvoltăm toate lanțurile valorice din agricultură și eu îndemn toți agricultorii de la nord, la sud, de la est, la vest să profite de această oportunitate, să acceseze și să implementeze afaceri în agricultură, afaceri smart, care la final aduc inclusiv și profit, nu doar plăcere. Vă mulțumesc mult, succese și o zi bună tuturor! Mulțumesc!